Podul a fost construit peste râul Amaradia, în localitatea Drăgoieni, de către muncitorii de la varianta de ocolire. Viitura a adus cu ea crengi și gunoaie care au smuls din fundație casetele podului. În urma ploilor abundente înregistrate în zile trecute, debitul părului Amaradia a crescut foarte, foarte mult, și aducând din la munte foarte multe crengi, după cum puteți vedea chiar copaci întregi, care au blocat casetele acestui pod tehnic construit de antreprenorul care lucrează la centura municipiului Târgu Jiu și a blocat casetele rupându-le, deci pur și simplu le-a smuls din fundație. Ieri la fața locului au ajuns din nou reprezentanții secției de drumuri naționale Târgu Jiu. Cristi Tudor susține că podul a fost demolat de firma constructoare pentru că Viitura adusese copaci rupți și gunoaie, astfel că râul Amaradia putea inunda mai multe terenuri din apropiere. Noi am chemat constructorul la fața locului cu utilaje să desfacă capetele podului pentru a putea permite circulația liberă a apei, să nu fie probleme, să nu se inunde terenurile agricole, să creăm multe alte probleme. Lucrările la centură în zona Amaradia sunt blocate în instanță de proprietarul unui teren. Acesta a fost și motivul pentru care firma constructoare a făcut un pod acolo.